Anul 2017 este anul în care unitatea noastră aniversează 55 de ani de cercetare-dezvoltare, prilej cu care ne-am propus să organizăm în luna iunie o sesiune aniversară dedicată aniversării celor 55 de ani de activitate. Sigur, pentru sesiunea aniversară, împreună cu colectivul de cercetători ai unității, vom pregăti un volum omagial, volum în care vor fi incluse rezultate obținute în activitatea de cercetare-dezvoltare a unității, rezultate obținute în ultimii 5 ani de activitate, având în vedere că, în decursul timpului, unitatea și-a marcat momentele aniversare din 5 în 5 ani. Sigur că seria manifestărilor științifice și de popularizare a rezultatelor obținute în activitatea de cercetare va continua și anul acesta, cu deja devenita tradițională a sesiunii de referate științifice, intitulată Știință, Cunoaștere, Creativitate, care se va desfășura la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Secuieni în cea de-a treia decadă a lunii martie, sesiune la care, alături de colectivul de cercetători ai unității noastre, vor participa cu lucrări științifice și cercetători și cadre didactice de la alte unități de cercetare similare nouă, cadre didactice de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, precum și colegii noștri de la Institutul de Protecție a Plantelor din București. Seria manifestărilor științifice și de popularizare va continua apoi, așa cum spuneam, în luna iunie, cu acea sesiune omagială, după care, în ultima decadă a lunii iunie, vom organiza la Secuieni o întâlnire cu cultivatorii de plante medicinale și aromatice, întrucât dorim să transferăm către agricultura zonală rezultatele obținute într-un proiect de cercetare care se derulează în această perioadă în parteneriat cu colectivul Institutului de Cercetări pentru Cultura Cartofului de la Brașov și cu colectivul Institutului de Cercetări pentru Cultura Plantelor Tehnice de la Fundulea. Proiectul este coordonat și finanțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale București. Sigur, ne propunem pentru acest an și o întâlnire cu toți specialiștii care lucrează în domeniul protecției culturilor de câmp, întâlnire pe care o vom organiza la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni. Probabil data acestei întâlniri va fi jumătatea lunii iulie, când dorim să discutăm și să venim cu soluții privind problemele generate de atacul agenților patogeni și a dăunătorilor specifici pentru culturile din această parte a țării, care este zona de est, deci regiunea Moldovei. Și sigur că în luna august vom organiza împreună cu Asociația Donau Soia, să spunem, deja tradiționala manifestare dedicată acestei culturi, soia, manifestare care își propune să promoveze și să extindă în agricultura țării noastre soiurile de soia convenționale și în special soiurile de soia românești. Și sigur, în afara acestor manifestări organizate în cadrul unității noastre,
Împreună cu colectivul de cercetători vom participa și la manifestări științifice organizate de instituții similare nouă, respectiv stațiuni de cercetare dezvoltare agricolă din România, Academia de Științe Agricole și Silvice de la București, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași. Și n-aș vrea să omit participarea cercetătorilor noștri la Târgul Internațional al Cercetării, care va avea loc în luna mai la Iași, denumit Euroinvent. Deja și în cadrul acestui târg avem în spate o tradiție, aș putea spune, și sigur că toate creațiile pe care le-am prezentat în cadrul acestui târg al cercetării și în anul 2015 și în anul 2016 au fost apreciate de juriu și răsplătite cu medalii de aur, medalii de argint și diplome de excelență. Răspundeți-mi, anul acesta a început sub auspiciile acestei zăpezi care este mamă cerească pentru agricultură. Cum urmează ca specialiști apreciați că s-a compensat deficitul de umiditate din sol și cam ce prevedeți pentru anul agricol 2017? Dacă ar fi să analizăm condițiile climatice ale anului agricol 2016-2017, aș spune că am debutat acest an agricol cu un excedent de precipitații în lunile octombrie și noiembrie, deci primele luni din anul agricol 2016-2017, excedent care a avut rolul de a completa într-un fel deficitul de precipitații înregistrat în anii agricoli anteriori. Sigur că excedentul de precipitații căzut în lunile despre care vorbeam, mai cu seamă în luna octombrie, a întârziat, pe de o parte, efectuarea lucrărilor agricole de toamnă și, în special, însămânțarea culturilor de cereale păioase. De aceea, și la nivelul județului Neamț, dar și la nivelul întregii țări, suprafața însămânțată cu cereale păioase este undeva la 75% din suprafața planificată. Noi, ca și stațiune, am reușit să ne încadrăm cu însămânțarea culturilor de toamnă, respectiv rapița și cerealele păioase, și când spun cereale păioase mă refer la ors și orzoaică de toamnă, la triticale și la grâu, în epoca optimă, deci până la jumătatea lunii octombrie, astfel că în iarnă am intrat cu culturile de cereale păioase bine încheiate, înfrățite, într-o fază în care să reziste la temperaturile scăzute din timpul iernii. Mai problematic se prezintă cultura de rapiță, care pe anumite suprafețe, din cauza deficitului de umiditate înregistrat în luna august și septembrie, luni în care s-a realizat însămânțatul acestor culturi, plantele au răsărit după o perioadă lungă de la semănat, evoluția lor în toamnă a fost destul de lentă, astfel că în luna decembrie multe din suprafețele cultivate cu rapiță se aflau în faza de 3-4 frunze, o fază necorespunzătoare pentru traversarea temperaturilor scăzute din timpul iernii. Însă, stratul de zăpadă care a căzut în primele zile din luna ianuarie și care s-a așternut destul de uniform peste terenurile acoperite cu vegetație, fac să reziste și aceste culturi pe perioada de iarnă, dacă în final zăpada nu se duce
nu se topește și dacă nu survin și alte temperaturi mai scăzute. La stația meteorologică a unității noastre, temperatura cea mai scăzută până în momentul de față a fost de minus 16 grade în aer, iar la sol cea mai scăzută temperatură am avut-o de minus 7 grade Celsius și într-un strat acoperit cu zăpadă și la minus 7 grade Celsius rezistă și traversează cu bine iarna atât culturile de rapiță cât și cele de cereale păioase. Sperăm să avem și o desprimăvărare timpurie cu condiții climatice bune, în așa fel încât anul agricol 2016-2017 să fie un an prielnic pentru cultura plantelor de câmp.